România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mâine se fac 50 de zile de război. Desigur, am început să ne uităm și la altfel de știri, da? Nu știu dacă v-ați dat seama, dar am înglobat războiul în viața noastră. Iar astăzi trebuie să vă spun că răul vine încet și se instaurează pas cu pas. Te obișnuiești cu el dacă nu te lupți în fiecare zi. Iar acalmia de o simțiți acum poate să fie doar liniștea dinaintea unei furtuni mai mari. Dar și dinaintea ceva poate mai profund. Viața noastră s-a schimbat sau se va schimba fundamental față de februarie 2022. Dar cum și în ce fel? Aceasta este pregătirea pe care trebuie să o facem și să ne uităm la semnele ei. Astăzi, președintele Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid. După sutele de atrocități care ies zilnic la lumină din Ucraina, declarația trebuia consemnată. Stătea acolo doar ca să o rostească cineva. Doar președintele Biden a avut curaj de-a dreptul să o spună. Și așa se atinge cel mai de jos punct al relației dintre cele două țări. Întrebarea este ce va urma între ele. Suedia și Finlanda se pregătesc să intre în NATO ca să fie apărate în cazul unei nenorociri. Asta îi va enerva și mai mult pe ruși, dar ei sunt cei care i-au trimis în brațele alianței. Ucraina și Georgia sunt trecute pe lista de aderare la Uniunea Europeană. Polonia pare că se pregătește de război, iar opinia publică din Germania presează pentru o atitudine mai fermă față de Rusia. Unul dintre consilierii președintelui Zelenski, cel care în trecut a dat prognoze exacte pentru război, Arestovici, îi spune domniei sale, spune că instabilitatea va dura până în 2035. Va fi ca în Israel, spune el, dar la o scară mult mai mare și mai dură. Da? Luptele se vor succeda la fiecare 2 ani și cu intensitate mai mare, poate la 7-8 ani. Cine nu este pregătit să plece în Spania? Spune acest domn. Nu știm dacă va fi război aici, deși un război între NATO și Rusia trebuie luat în calcul, dar instabilitate cu siguranță va fi în estul Europei. Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, țările baltice vor simți cel mai tare valurile instabilității. Odată pentru că sunt cel mai aproape și doi la mână pentru că sunt mai sărace decât restul suratelor europene. În special România, ea are și o altă problemă și a desființat elita politică. Premierul Ciucă spune că trebuie să ne pregătim de o criză de durată și mai ales dacă aceasta se extinde către granița noastră. Kelemen Hunor este mai explicit și spune că va fi greu pentru toată lumea și că trebuie să ne pregătim. Nimic nu va fi la fel în următorii ani. Dar cum? Cum arată această lume nouă. De câteva zile, autoritățile române dau semnale că țara noastră va intra într-o perioadă tare tulbure, că necazurile și sărăcia s-ar putea succeda. Oare ce ne așteaptă? E vorba de o criză economică? De un război între NATO și Rusia? Dacă e criză, cum va fi? Adică, cât de greu ne va fi? Ca și mine, sunteți înconjurați zilnic de aceste declarații și mai ales de aceste întrebări. Azi vreau să discutăm despre ce credeți și cum vă pregătiți. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Cum credeți că va arăta estul Europei în anii următori? O să fie criză economică, instabilitate, ce-o fi însemnând ea? O să fie război? De ce nu trebuie să întreb și asta? Va fi o zonă tulbure sau diplomația va avea șanse să ne ducă la pace? Și la fel de bine trebuie să vă întreb cum va arăta viața în România dacă această perioadă tulbure continuă. Și ce veți face voi în aceste condiții? 0372069599. România în direct începe acum. Suntem și pe Facebook, aruncăm o privire și acolo. Vă aștept la telefon și cu mesajele voastre și cred că putem începe cu Cristian. Salutare, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Se aude, nu? Da, te ascultăm! Așa. Eu v-aș da o serie de evenimente în care viața noastră n-a mai fost la fel.
de la zidul Berlinului, eu am 44 de ani, de la zidul Berlinului, noi am trecut într-o serie de evenimente și la nivel național și la nivel mondial, care ne-au schimbat viața și care ne-au făcut să ne adaptăm. Vorbim aici de Revoluția din 89, vorbim de mineriade, vorbim de atentatul asupra gemenilor din New York în 2001. Vorbim de războiul din Siria cu toți migranții care au venit la noi. Vorbim inclusiv de pandemia de COVID. Iar acum vorbim de acest război, această confruntare la granițele noastre. Toate aceste lucruri ne-au făcut să ne adaptăm. După niciun eveniment de genul ăsta, viața noastră n-a mai fost la fel. Și fiecare din evenimentele astea a fost o piatră de încercare pentru noi. Am trăit o instabilitate maximă la nivel politic și la nivel social după mineriade, după acele nenorociri de mineriade pe care le-am trăit. Am trăit o perioadă maximă de instabilitate în ultimii 2 ani după această pandemie sau în timpul acestei pandemii COVID, care ne-a dat viața cu totul peste cap. Și am reușit cumva să trecem peste ele. Și o să încercăm să trecem și peste acest eveniment neplăcut, această oroare, nu e eveniment neplăcut. În felul nostru, adaptându-ne, pur și simplu adaptându-ne. Sigur că lumea se adaptează. Dar ce spui, ce evenimente ai descris tu mai devreme, sunt unele în care ne-am adaptat spre bine, după care societatea și-a câștigat dreptul și libertatea de a vorbi și de a construi. Pe când aici descriem un eveniment de o magnitudine grozavă, care va dura și foarte mulți ani, căci așa ne spun toți liderii noștri în momentul acesta. Nu se știe cât va dura. Asta este adevărat. Dar nici pandemia nu s-a știut cât va dura. Aveam niște exemple din trecut, nu? Adică și ele s-au cam potrivit. Adică 2-3 ani în contextul unei lumi moderne, globalizante, în care lucrurile circulă mai repede, poate mai mult de 2-3 ani, dar aveam o perspectivă, adică nu știm chestiunea asta. Da, din păcate aici nu avem o perspectivă, nu avem o perspectivă legat nici de situația României în tot acest conflict de la granițele ei. Aș menționa un lucru. Noi ca și țară, deși avem avantajul NATO și Uniunii Europene, geografic suntem cel mai prost plasat din toată Uniunea Europeană. De ce? Trebuie să vă reamintesc că mai departe de ieri premierul slovac a dat un mare semnal de alarmă legat de posibilele intenții ale Ungariei de a se alia cu Rusia pentru a ocupa câteva teritorii. Ți-e teamă că vine Ungaria? Ți-e teamă? Știu că se referă la Slovacia. Ți-e teamă că vine Ungaria peste România și ne ia? Nu mi-e teamă că vine Ungaria peste România. Mie mi-este teamă și de Marine Le Pen, că s-ar putea să facă niște, să zicem, întoarceri de macaz cu Franța legat de ce înseamnă perspectiva de Uniunea Europeană și de NATO, ceea ce ar da aripi Ungariei. Ungaria este o țară revanșabilă permanent. Întotdeauna așa a arătat. Și ce înseamnă asta? Adică, da, ce va însemna asta? Ungaria lucrează în România de foarte mulți ani. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi, în afară de prietenii bulgari, nu avem pe nimeni în jurul nostru. Sârbii sunt aliații rușilor de foarte mult timp și așa vor rămâne foarte mult timp. Ucraina este în război cu Rusia, ne ocupă toată granița de est și de nord. Noi nu avem șanse de scăpare prea multe decât să mergem pe linia pe care o avem acum. Mulțumesc tare mult. Pe Facebook spune cineva, un război NATO-Rusia este inevitabil, trebuie înlăturat cu forța Putin. Se ajunge la război? Asta e întrebarea pe care ne-o punem mulți. Laszlo, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo, bună ziua. Te ascultăm. Domnul Striblea, păi noi o să trăim într-o lume pe care au construit-o alții. Da? Pentru că dacă ne amintim ce a fost în anii 90 cu Gorbaciov, fostul președinte al rușilor, mă rog, Uniunea Sovietică, cum a fost atunci, Gorbaciov a fost un om cu care se putea discuta. Nu era cam Putin. Dar Europa n-a făcut politica Europei, a făcut politica Statelor Unite. Și asta nu e bine. Interesul Europei era să avem relații bune aici a noi, cât de cât, atât cât s-a putut, cu rușii, în primul rând.
Păi, Germania, Germania a construit relații bune. Cele mai bune le-a construit Germania. Austria a avut relații nemaipomenite. Ce vrei? Domnul Striblea, degeaba, dacă tot NATO, tot să... Ei ce au crezut americanii? Până unde se pot duce cu NATO? Până unde? Până în Piața Roșie? Până Munții Urali? Până unde? Ca să nu comenteze rușii și să n-avem adică probleme. Adică n-ați fi vrut dumneavoastră NATO, dumneavoastră Laszlo, vă aveți o mare problemă că NATO e în România. Nu asta e problema. Păi atunci care e? Nu asta e problema. Problema este că trebuia altfel gândită toată treaba asta cu NATO și cu... Cum? Pentru că... Vă aduceți aminte că s-au petrecut niște schimbări în Europa în anii 90. Nu trebuie să uităm asta. Da. Au căzut regimurile comuniste, s-a destramat Uniunea Sovietică, a căzut Zidul Berlinului. Ați dat cheia. Da. În momentul în care regimurile comuniste au căzut și noi toți trăind sub regimurile comuniste în nenorocirea aia de acolo, ne-am dus în partea aia altă, că n-au venit americanii să ne bage cu forța în NATO. Noi ne-am dorit foarte tare pentru că noi am cunoscut nenorocirea rusească și noi n-am uitat acest lucru. Nu n-a venit NATO încoace, noi ne-am dus la ei. Toate atrocitățile și nenorocirile săvârșite de Rusia pe teritoriul acestei țări, cei 50 de ani în care ne-au îngenunchiat, ne-au omorât elita democratică și politică, ne-au spoliat economia și ne-au pus să trăim în sărăcie, da? Sărăcia pe care o avem noi astăzi li se datorează faptul că n-am fost o lume libere. Toate lucrurile astea ne-au dus la NATO. N-a venit NATO încoace, noi ne-am dus la ei. Aproape că ne-am rugat de ei. Luați-ne pe noi. Eu v-am spus de anii 90. Și dacă tot de anii 90. Acum cu 50 de ani în urmă și ce a fost și cum a fost, nu să fie bine. Noi trebuia să facem în așa fel încât să nu se ajungă nenorocirile astea, trebuiau evitate. Și puteau evitate, puteau fi evitate. Dar nu s-a dorit. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Tot le-au arătat băsul prin gard rușilor până când a venit nebunul ăsta și acum nu se mai oprește. Și acum ne e frică, vorbim toată ziua de război și că va fi război mondial și nu știu ce chestii. Dar cum ați fi procedat? Păi cum ai fi procedat la slut? Păi v-am spus, atunci, în anii 90, când a fost Gorbaciov, se putea discuta, se puteau trata niște lucruri. Practic, se putea discuta cu Gorbaciov. S-a vorbit, s-a tratat. Ce trebuia să facă? Nu s-a tratat nimic. S-a tratat faptul că NATO verbal, s-a vorbit doar, nu pe hârtie, că să se limiteze NATO la granița Germaniei. Ei, și NATO n-a făcut treaba asta, a zis, ia mai duceți-vă pe dracul, zăruși. NATO n-a făcut treaba asta sau noi? Dar dumneavoastră, Laszlo, în ce fel de țară ați fi vrut să trăiți? Păi noi, domnul Stiblea, aici nu e vorba în ce țară vreau să trăiesc, ci vorba de faptul că puteau fi evitate chestiile astea și trebuiau evitate. Nu vreți să-mi răspundeți. Nu vreți să-mi răspundeți. Ce s-a întâmplat dacă... Eu vreau să trăiesc într-o țară normală. Într-o țară normală și a fost normală până nu de mult. Până în 2000... Dacă s-a pot... Așa... Dacă s-a pornit nebunia asta, ce mai putem face acum? Spuneți-mi și mie, care e soluția? Dacă credeți că ăsta se oprește, ăsta nu se va opri, că nu va pune mâna pe toată Ucraina și cu asta basta. Asta spune în fiecare zi. Ca să ajungă până lângă NATO, nu? Că de aici ați început discuția. Nu, păi e tocmai asta. El nu vrea să fie vecin cu NATO. Dacă intrau Ucraina și Georgia în NATO, cum s-a discutat, vă dați seama că erau gard în gard acolo. Nu intrau, dar acum o să fie, în teoria dumneavoastră, mă iertați, în teoria dumneavoastră o să fie vecin tot cu NATO, adică cu noi și cu Polonia. Da, dar trebuia cumva, domnul, nu mai merge cu și cu Ucraina, și cu Georgia, păi până unde să te duci cu NATO? Păi era clar că ăsta până la urmă o să facă nebunii. Da. Era clar. Cine și-a imaginat că va fi de acord Putin cu așa ceva? Aici... Eu nu mi-am imaginat niciodată. V-ați întors la trecut. Eu v-am invitat la o privire către viitor. Deci ce va fi în viitor? Ce va fi în viitor? Nu știu, e greu de spus, domnul Striblea. E greu de spus pentru că v-am spus, răul a fost făcut și acum cu cât e întărită mai mult ruși, cu atât va fi mai rău. Iar Putin nu va pleca de acolo, mă, dacă îl împușcă. Mulțumesc. Că adică... n-are cum să-l dea jos.
Mulțumesc mult. Da, n-are cum să-l dea jos, aici aveți dreptate. Dar mi-e teamă în ce spuneți dumneavoastră, că ne invitați așa la un pacifism în care orice ar face și ce ar spune Rusia, noi trebuie să stăm cu minți. Cum v-ar fi plăcut ca Rusia să fi fost în 1900, în 2000, când am plecat noi cu NATO, să fi venit Rusia pe aici, pe la graniță, să zică, bă, băi, sau unde vă duceți voi, mă? Ia stați că vă trimit niște tancuri. Dar, încă o dată, ăsta e trecutul. Eu vă întreb cum o să fie viitorul aici, în această zonă. Cătălin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Mai mult război. Mai mult război. Unde? Da. Până unde vine războiul ăsta? Că în Ucraina e clar că o să fie război multă vreme. Da? Poate în Israel? În Israel? Da. Păi ce trebuie să avem? Este o... Păi de ce nu ne uităm la ce se fierbe și acolo? Iranul, care tot pregătește armii nucleare, este sub o alianță cu Rusia. Siria, care este prietenă cu Rusia. Și după ce tot europenii tot cred că o să facă mai multe presiuni peste Rusia, ce-ar fi când Europa nu o să mai aibă nici din partea, din zona aia nu o să aibă resurse petroliere. Va fi mai mult război, nu? Da, dar nu mi-e clară teoria noastră. Deci spuneți așa, un război mondial cu mai multe focare, adică unul în Europa, da. Unul în Orientul da. Apropiat. Deci, Iranul, acum, era puțin înainte de a începe războiul ăsta, totuși Iranul încă mai avea niște restricții, nu? Da, le are în continuare, stați liniști. Da. Credem? Păi parcă zic că, totuși, când a început cu Europa să facă restricția asupra Rusiei, cumva parcă a apărut o știre că Iranul a dat petrol Europei. L-a dat degeaba? Da. Nu pot să zic cumva dacă l-a asta dat degeaba. Nu l-a dat degeaba, dar nu da. Cumva ca să închidă ochii și pentru prelucrarea uraniului de la ei? Nu știu să-ți răspund la chestiunea asta. Pare așa o mega teorie la care nu mă pricep. Dar ce îmi spui tu să bate cap în cap cu teoria ta despre război? Zic că, din potrivă, dacă Iranul colaborează și se supune unor standarde europene, mi se pare chiar că zona se calmează, nu? Pentru că Iranul e una dintre țările problematice ale zonei. Știm cu un lucru care tot îl avem noi de 30 de ani. Tot vrem să fim într-o lume mai bună, dar totuși noi nu suntem o lume mai bună, pentru că noi vrem doar să facem parte dintr-o democrație, dar să fim aceiași nelegiuiți, da? Bine, asta e altă poveste. Ideea este că în Europa este o lipsă acută de lideri, iar în același timp, chiar dacă sunt lideri, noi, ca și cetățeni, noi tot vrem să apară un erou. Un erou. Noi nu vrem să fim cu toți o parte din activă a omenirii. Vrem un erou. O să apară, până la urmă, probabil un erou în zona Europei și ce o să fie, nu știu. Mulțumesc tare mult. Avem un erou, nu? E Zelenski și apără țara. Are profilul unui erou. Sau vă așteptați la un lider european din democrațiile europene care să conducă războiul acesta? Puțin probabil. Europa e deja reconstruită pe baza unor instituții și a unor mecanisme democratice. Raluca, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Eu cred că nebunesc când aud asemenea chestii. Care alt erou decât Zelenski? Pe bune, parcă este un lider, este un erou și poate nu s-aștepta toată lumea la chestia asta, dar foarte bine face. Și nu știu de ce regretă lumea trecutul și comunismul, să se întoarcă acolo și dacă vor să-și trimită copiii la studii în Moscova, să-i trimită, eu nu vreau. Da, hai, uite că tăiat firul roșu de la Moscova. Știu chestiunea asta și mie mi se pare interesantă și mie mai vine să le spun unor oameni la un moment dat, dar dacă nu vă place democrația în România, luați-vă bagajele și mergeți la Moscova, că acolo e mai multă democrație. E o replică la îndemână, din păcate. Acum, viziunile asupra democrației sunt diferite și, încă o dată, Raluca se referea la discuția cu Laszlo. Eu, unul, nu cred că NATO venea încoace cât își doreau toate țările din zonă să intre în NATO. Cine a stat sub cizma rusească sau i-a cunoscut, știe foarte bine că are de ce să se apere. Și Ucraina și crimele comise acolo sunt un nou exemplu în direcția asta.
De asta fug toate statele astea despre Rusia. Nu e că vine NATO aici. Nici Polonia, nici România, nici Bulgaria nu știu cum să mai roage de ăștia să vină pe aici cu, și cu economie și cu ceva democrație, dar cu liniște în primul rând. Da? Rusia e înfricoșătoare așa cum procedează. Adrian, salutare, bine ai venit. Bună ziua, Cătălin. Da, mă gândesc de câteva zile la o idee și sincer și mie mi se pare cam ciudată, să spun așa, sau înfricoșătoare, dar aș fi foarte curios să văd părerea ta și a ascultătorilor. Putin duce războiul ăsta în Ucraina și face cam ce vrea pe acolo, în aparență, și în același timp cauzează și foarte multe pierderi economice Europei în special, dar și Statelor Unite, probabil și multor altor țări. Probabil că și ăsta e unul dintre scopurile lui Putin. E posibil să gândească așa, e posibil să gândească, nu și exclud. Probabil și din acest, măcar din acest punct de vedere, cred că e foarte mulțumit vis-a-vis de, sau mai bine zis, versus sancțiunile contra Rusiei, care sunt, într-adevăr, foarte importante, ar putea să fie și mai importante și probabil l-ar opri. Dar ajungem la o limită și despre asta vreau să vorbesc. Limita în care Europa va fi din ce în ce mai afectată, acest conflict se va prelungi ca și timp și atunci toată lumea va trage foarte mult să-l termine, să-l încheie într-un fel sau altul. Da. Și mi-este frică de următorul scenariu. Nu anul ăsta, poate nici la anul. Dar peste 5 ani? Nu peste 5, peste 2. Așa. Statele Unite, Europa, în urma multor pierderi economice pe care le vor avea și pe care nu vor putea probabil la un moment dat să le rezolve atât de bine cum și-ar fi propus, să propună Ucrainei o soluție ca să scăpăm de acest rău. Știi cum ne vor numai trebui Ucrainei? Acest... Numai Ucrainei? Mi-e teamă că vor... Ucrainei și Rusiei, și da? Rusiei și... Să desenăm o linie în Ucraina. Da. Și să ne înveți așa încet, încet, că măi oameni buni, tot globul se duce de râpă și nu putem să scăpăm de acest Adrian, era. Adrian, ție teamă de asta? Și lui ceva. Știi de ce mi-e... Așa se va întâmpla. Știi de ce mi-e teamă? Ca domnul Putin să ia creionul ăla și să zică, pe cum, ne oprim în Ucraina? Nu, nene, ne oprim mai încolo. Hai să vedem cum e cu Polonia, hai să vedem cum e cu... Eu uite că Ungaria e deja la noi. Hai să fie linia asta până după Ungaria. Mie de aia mi-e teamă. Nu că vine, Putin cu trupe pe aici, dacă își trimite niște guverne din astea care să-l aplaude, știi? Că eu bănuiesc că ăsta e marele vis. Păi ia să revenim noi. Unde trăiam noi când eram tineri și bine? El vrea să refacă fosta Uniune Sovietică. A spus-o de multe ori. Da, ăsta este țelul lui. Eu acum, sincer, vă spun, nu cred că ar tinde mai dincolo de granițele Ucrainei, dar la țările Baltice mă gândesc cu teamă. Lasă-l să câștige și o să vadă toată lumea ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult, Adrian. Vreau să vă citesc ceva care susține teoria lui Adrian. Este o analiză Reuters care zice așa: Rusia își permite să ducă un război de lungă durată în Ucraina, chiar și în timp ce este lovită de sancțiuni occidentale fără precedent, menite să erodeze capacitatea de a-și duce la capăt campania militară, avertizează mulți experți. Acest gen de război de modă veche poate fi finanțat aproape în întregime în ruble, ceea ce înseamnă că ei pot continua să-și verse trupele și artilieria grea în Ucraina, cel puțin până la prăbușirea generală a economiei, explică un economist, Jacob Kierkegaard, pentru Reuters. Sancțiunile nu vor afecta acest război pe termen scurt, pentru că armata rusă luptă cu tancuri pe care le-a construit deja și cu soldați pe care i-a antrenat deja. Asta e marea problemă pe termen scurt, așadar Rusia poate să ducă războiul ăsta criminal până când își atinge măcar o parte din scopuri. Marius, tu cum vezi următoarea perioadă pentru România? Salutare, ne auzim, Marius? L-am pierdut pe Marius, hai că mai verificăm. Eduard, salutare, bine ai venit. Bună ziua. Eu nu cred că este o țară care poate să reziste în momentul de față deconectată de la tot ce se întâmplă în lume,
pentru mult timp. Acum depinde și cum ce înțelegem prin mult timp. Poate că Rusia poate să reziste, eu știu, un an, dar să încerce să reziste mai mult timp, cred că s-ar transforma într-o nouă Coreea de Nord, un regim foarte mult mai închis decât cel care este acum, pentru că totuși rușii au gustat libertatea, au văzut ce înseamnă să călătorești, să-ți poți folosi banii oriunde dorești și i-am întâlnit și noi în atât de multe destinații de vacanță. Renunț pentru o perioadă, dar pe urmă îți dorești toate acele libertăți și din punctul meu de vedere nu pot rezista ca societate. Asta e doar o pătură din societatea rusească. O analiză foarte interesantă. E una mică, o analiză foarte interesantă făcută de BBC, arăta pe studiind 1182 de soldați ruși identificați, morți identificați în Ucraina, că toți acești soldați, sau majoritatea, 90% dintre ei, provin din cele mai sărace regiuni ale Rusiei, în care înscrierea în armată este deja un salt uriaș calitativ al vieții. Niciunul dintre cei 1182 de soldați morți nu venea din Moscova. Da, da, e explicabil. Probabil că era maximul de performanță profesională la care puteau visa în regiunile din care proveneau. Totuși, avem Moscova, avem Sankt Petersburg, avem multe alte, Kazan, multe alte orașe care au o populație însemnată, o populație cu venituri peste medie, poate chiar la nivelul statelor occidentale și nu sunt chiar puțini. Ce-i drept, eu nu cred într-o revoluție, într-o răsturnare de regim în Rusia, dar cred că pur și simplu Rusia își dorește, este primul stat care își dorește în momentul de față să înceteze conflictul cât mai repede. Zici? În speranța că și sancțiunile ulterior vor fi ridicate. Și cred că au nevoie să-și atingă obiectivele din estul Ucrainei. Nu știu pe partea de sud dacă probabil la începutul conflictului și-au dorit să ajungă să ocupe tot litoralul Mării Negre. În momentul de față nu știu dacă și-au revizuit obiectivele, dar în orice caz cert este că estul vor să-l ocupe. Adică mare parte din Ucraina și speri tu că se vor opri acolo și astfel tulburarea încetează și mai la vest. Eu cred că au nevoie de timp, au nevoie să ocupe acest est, să se ajungă la o încetare a focului, măcar un armistițiu, nu neapărat un acord de pace, și ulterior, eu știu, peste 2-3 ani, 4, să revină. Probabil că vor relua ofensiva. Asta ne privește și pe noi. Mulțumesc tare mult. Știi de ce ne privește și pe noi? Pentru că mare parte din economia noastră se va concentra pe producerea de armament. Vom da bani pe armament pe care îl importăm din altă parte. Nu avem pregătit offset-ul în România care să aducă și contribuție economică și valoare adăugată. Și da, va exista mereu teama unui război aici. Doamna Patrichie Carmen zice așa pe Facebook, dacă suntem stat cu drepturi depline și egale, nu e și NATO, ar trebui să ne afecteze la fel ca pe toate celelalte state membre. Sigur, numai că unele au putere mai mare decât ale noastre, decât a noastră, au putere de cumpărare mai bună, au economii mai pregătite și dacă împărțim factura în mod egal, gândește-te că la aceeași factură, povara pe noi, pe români, o să fie mai mare decât pe, dau eu un exemplu, pe cehi sau pe germani. Alexandru, ești la România în direct. Cum arată viitorul pentru tine? Bună ziua, bună ziua tuturor ascultătorilor. Dai, Cătălin, mă bucur pentru prima dată că intru în direct. Sincer, având în vedere, să zic, istoria în general, ceea ce au făcut rușii și dacă ne gândim numai la al doilea război mondial, ar trebui un pic să fim atenți și să citim mai bine istoria, pentru că nu vine nimic bun din zona respectivă și nu cred că
președintele Putin se va opri. Avem așa niște iluzii, trăim într-o zonă în care credem, din punctul nostru de vedere, că suntem democrați, trăim într-o democrație, ne dorim suveranități la fiecare țară în care trăim, dar aceste lucruri și aceste principii partea rusă nu le respectă și nu le va respecta, să ne înțelegem. Cine crede că se va opri război așa că, hai, domnul Putin, gata, ne strângem mâinile, ați ajuns aici, ce bine ne pare, ne-am oprit aici, voi acolo, noi aici. Stai să dau exemplu. Amarnic. Președintele Putin a zis recent că nu avem niciun dubiu că obiectivele noastre vor fi atinse. Nu vom fi izolați. Nimeni nu poate fi izolat. Care sunt obiectivele? Păi, obiectivele le-a mai spus. Aliniamentul din 1997, ce spunea Laszlo la începutul emisiunii, domnule, mai puțin NATO pe aici. Iar cancelarul austriac Karl Nehammer, care a fost în Rusia la începutul săptămânii, zice așa, domnule, nu vin cu o idee optimistă. Deci nu vin cu o chestiune optimistă după ce am discutat cu președintele Putin. Și el se referă doar la ofensiva care va începe în estul Ucrainei. Dar ce înseamnă asta pentru noi pe termen mediu, te întreb? Că aici e marea durere. Asta și Lavrov și Putin au spus la începutul războiului, înainte să înceapă în 24 februarie, că ei n-au de gând să facă niciun fel de război, să nu atace Ucraina. Tot timpul mint. Deci nu, eu nu știu cât ne trebuie nouă ca să înțelegem ce fi între ei. Deci nu știu cât, ce ne mai trebuie. Există două variante. Ori plecăm toți în Spania, la soare și asta e, ori rămânem aici și ne confruntăm cu situația. Asta e, că cei mai mulți dintre la noi să-și dea seama de treaba asta. Eu am văzut trei declarații în trei zile succesive ale înaltor demnitari români, da, președintele, premierul Ciucă și Kelemen Hunor, și toți trei vorbeau de o criză de durată, adică noi ar trebui să ne uităm cu atenție la declarații. Da, ei știu mai mult, clar. Da. Ei știu mai mult decât noi, dar nu ne spun, deci să ne înțelegem. Da, da, ți-au dat semnalul și eu aici vreau să ne pregătim împreună, să vorbim împreună. Adică oamenii ăștia, e clar că au vorbit între ei, au venit, au comunicat populației, domnule, vor veni lucruri grele și mai grele. Dar nu se poate să spună că o să vină Putin și nu o să oprească nici la Odessa, nici la Chișinău și poate nici la Iași. Să ne înțelegem. Dacă NATO nu are niciun fel de atitudine directă să explice cam cum stau treburile, cu toate riscurile care le aduce această hotărâre, înseamnă că domnul Putin poate să facă ce vrea, când vrea, unde vrea și cum vrea. Asta e foarte posibil. De aici pregătim răspunsurile. Marian, salutare, ești la România în direct. Ce înseamnă, domnule, instabilitatea asta și criza asta? Nu-l avem. Mihai, salutare, e rândul tău. Bună ziua! Cătălin. Opinia mea, părerea mea proprie. În primul rând, noi oamenii, de când suntem pe pământul ăsta, ne-am tot omorât între noi. Nu e nici primul și nici ultimul conflict. Nu o să fie. Faptul că e lângă noi, asta poate că ne doare puțin mai mult. Ca și până acum, când a fost cu Siria, cu Afganistanul, da, ne deranja așa cât de cât, dar n-a făcut nimeni pașaport la copil ca să plece din România. E departe. Ma. Siria, departe, Afganistan, exact. E departe. Te uiți și spui, e la ei. Acum e lângă noi. Ce cred eu despre acest război este că e de durată, pentru că Putin și cei din spatele lui, el a spus foarte clar ce vrea. Vrea să reconstruiască Uniunea Sovietică. Pentru el asta a fost cel mai mare dezastru când a picat Uniunea. Și nu se va opri până când la negocieri, la tratative, nu va veni ce nu trebuie. Respectiv Biden, respectiv domnul Macron. Ei vor veni, dragul meu, ei vor veni, Mihai, dar ce să le dea? Adică el așteaptă ceva în schimb, nu numai prezența acestor oameni. Da, ce? Așteaptă Ucraina, așteaptă Georgia, așteaptă Moldova, asta așteaptă, asta vrea. Și asta noi se va opri, poate. Ah. Și atunci și noi unde rămânem? Cu ce viață rămânem aici dacă țările astea de lângă noi vor fi cumva ocupate? Domnul, nu zic. Cătălin. Ca și atunci când s-a tras cortina de fier. Nu a fost neimportant. S-a hotărât ca să fie de partea stat satelit. Nu a fost în Uniune. Nu a fost stat satelit. Nu a fost în Uniune. Uh-huh. Și așa se va întâmpla și cu noi. Suntem prea mici ca să contăm. Suntem prea nesemnificativi. Ăsta e adevărul. E trist. Dar ăsta e adevărul. Și sperăm că o să fie de partea care trebuie când se va negocia. De asta mi-e teamă.
Pentru asta trebuie să ne luptăm. Ești foarte limpede. De fapt, asta e cea mai mare temere și a mea, ca să nu vorbesc în numele altora, dar este cea mai mare temere și a mea că aici ar putea avea loc o renegociere. Pentru că în condițiile alea viața va fi extrem de complicată în România. Absolut. Crezi că ai putea să trăiești într-un regim de tip Belarus sau Ucraina mai veche? Sunt născut în 83. Nu prea am prins cine știe ce din sistemul din vechiul regim. Doar ce am citit, am fost foarte pasionat de cum și ce a fost atunci. Nu cred că aș putea să trăiesc. Adică nu mi-ar conveni, dar cred că m-aș adapta. Asta e, omul se adaptează. Da, mulțumesc tare mult. Nu confundați cu neapărat cu comunismul. Adică nu înseamnă că nu o să fie apă caldă, mă rog, apă caldă la București, că nu o să fie lumină, mâncare sau chestiuni de genul ăsta. Societățile totalitare moderne nu mai arată neapărat cu foamete și chestiuni de astea. Foamete, lipsă de alimente, penurie de câte una alta, criza energetică o să avem ca urmare a războiului. Dar un regim totalitar va interzice, în primul rând, libertatea de opinie, libertatea de gândire, transferul democratic al puterii și va instaura corupție și tăcere. De fapt, astea sunt totalitarismele moderne. Nu mai trebuie să vină în numele unei ideologii. Poate libertate de mișcare? Unde suntem? Marius, salut, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Salut toți ascultătorii Radio Europa FM, vă salut pe dumneavoastră. Punctul meu de vedere ar fi următorul. Ar fi bine să cântărim neîncrederea față de Rusia, pentru că ce fac ei acolo este război, nu este operațiune militară sau operațiune de liberare a ucrainienilor sau a rusofonilor din Ucraina, este o minciună. Și dacă vrem să cântărim lucrurile pe viitor mult mai bine, consider că, deși poate este punctul meu de vedere și poate este un cuvânt greu, dar aș prefera războiul decât să fim sclavi sau să fim mințiți și chinuiți în astfel de... Da, mă iertați-o, fost stația pornită. Stația, da, ce mai fac coleguții? Știu ce spui. Un pic mai rău, dar știu ce spui. De vedere, radioascultătorii dumneavoastră, cei care au fost înaintea, mă scuzați, am și emoții, cei care au fost înaintea mea, au punctat foarte bine niște lucruri legate de balanța aceasta între nu poți să faci înțelegeri cu o persoană neîncredere, nu poți să faci o afacere cu un om în care nu ai încredere. Nu poți să semnezi niște tratate sau ați văzut că foarte mult s-au încercat medieria aceasta a războiului, dar nu s-a putut. Nu poți să te duci la Putin cum era ceva de genul Hitler. Cum să te duci la el, că n-ai ce face? Trebuie tăiat rău de la rădăcină. Adică... Vă mulțumesc mult și mă iertați pentru emoții. O zi frumoasă. Drum bun, ai grijă de tine, Marius. Da, dar ca să facem asta, Putin ar trebui înfrânt. Câtă vreme domnul Putin este aici, la marginea noastră, viața va fi enorm de complicată. Adică lucrurile nu se vor așeza bine. Este corect să știm că viața dinainte de februarie 2022 nu o să mai existe. Că pe termen mediu și lung aici am putea avea un război. Asta înseamnă, în primul rând, criza energetică pentru noi, prețuri mari la energie, poate prețuri mari la alimente, o societate instabilă, cu temeri și poate în cel mai rău caz o negociere pentru influență în zona aceasta. Mulți dintre noi poate se vor gândi de două ori când vor trebui să trăiască în România, dar ce avem de știut din acest moment generațiile care aleg să rămână aici, este că avem de dus o luptă. Zi de zi în care va trebui să separăm răul de bine.
România în direct se încheie aici. Mâine vreau să vă aduc o rază de speranță. O să fie invitat la emisiune preotul romano-catolic Francisc Doboș. Vă doresc tuturor spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.